Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune. La drept vorbind, vă spun cu toată sinceritatea că mi-este foarte greu să-l prezint pe invitatul meu din această ediție specială a emisiunii Exclusiv, nu doar pentru că mi-este un foarte bun coleg și prieten, ci pentru că în spatele mantiei de modestie și simplitate pe care o afișează, vorbim de fapt despre un om excepțional. De aceea n-am să fac eu caracterizările personajului meu, ci am să citesc câteva rânduri chiar din volumul pe care vrem să vi-l prezentăm în această emisiune în mod special și despre care ne propunem să discutăm mai mult. Este vorba despre corespondentul Radio România Actualități din județul Hunedoara din anul 2000, un om care în anul 2013 a început o aventură deosebit de frumoasă, un demers jurnalistic absolut apreciabil pentru zilele pe care le trăim, fiind de 5 ori prezent în batalioanele românești dislocate în Afganistan. A lucrat în cadrul mai multor proiecte multimedia ale postului public de radio din România și a realizat documentare video prezentate la o serie de festivaluri internaționale. Este autorul primei și singurei expoziții de fotografie organizate în baza militară de la Kandahar, o expoziție vernisată chiar de Ziua Națională a României în anul 2017 și dedicată memoriei sublocotenentului post-mortem Mădălin Stoica din cadrul Batalionului 280 Infanterie, Protecția Forței Inimi Neînfricate, căzut la datorie într-un atac cu mașini capcană. Expoziția Afganistan, chipuri ale războiului, care dă și titlul volumului despre care vrem să vorbim în această emisiune, a mai fost prezentată și la Institutul Cultural Român de la București, dar și la Los Angeles, la Centrul de Presă al Radio României și la Cartierul General al NATO de la Bruxelles. Este laureat al mai multor distincții locale, naționale și internaționale, deține din 2018 inclusiv emblema de onoare a statului major al apărării pentru activitatea desfășurată în teatrul de operații din Afganistan alături de militarii români. Mă mândresc cu faptul că de vreo câțiva ani buni găsesc și eu la premiile Exclusiv cel mai potrivit om pentru a-i acorda titlul de cel mai bun jurnalist al VJ-ului și presim că același lucru se va întâmpla și anul viitor. Desigur, din prezentarea mea deja ați intuit probabil despre cine este vorba. Invitatul meu este așadar un personaj de reportaj, Ilie Pintea. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Și iartă-mă atât de lungă prezentare. O prezentare care mă onorează și cred că e prima dată când schimbăm scaunele, așa, când stau eu aici de partea asta la altă a camerei, să zicem așa. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru prezentarea atât de frumoasă, care mă onorează într-adevăr. Ceea ce sunt convins că telespectatorii noștri, care în bună parte sunt și subiecții ai reportajelor tale, știu, este că tu, Ilie, ești omul care, printre puțini oameni din breasla aceasta a jurnalismului, nu doar din Valea Jiului, ci chiar din România, care își face datoria cu o meticulozitate aparte. Rar am mai văzut în ziua de astăzi jurnaliști care să-și facă datoria cu o asemenea meticulozitate, dar și cu o asemenea modestie. Știu că ori de câte ori te întrebam sau ori de câte ori îți spuneam să vorbești mai mult despre tine, să vorbești mai mult despre realizările tale din domeniul jurnalismului, răspunsul tău era de fiecare dată: nu fac altceva decât să-mi fac datoria. Tot datoria este cea care te-a îndemnat, Ilie, să accepți invitația aceasta de a participa într-un teatru de război și, uitându-mă și uitându-ne la tine, am putea spune oarecum că fizionomic ești destinat pentru a fi prezent într-un teatru de război, dar cei care te cunoaștem mai bine știm că sufletul tău este unul cu atât de multă pace, cu atât de multă bunătate în el, încât pare oarecum atipică prezența asta a ta într-un teatru de război. Hai să începem, înainte de a vorbi efectiv despre carte, să începem cu începutul. Cum ai ajuns în acest teren militar, în acest teatru de război al epocii contemporane? Mi-am dorit foarte mult să iau parte la misiunile internaționale ale Armatei Române, după ce m-am împrietenit cu Mario Balint, vecinul de aici, de la Cara Severin, corespondentul Radio România de acolo. El este un veteran al teatrelor de operații din Kosovo, Irak și Afganistan
Și atât de multe povești mi-a zis de acolo încât eram absolut sigur că trebuie să ajung și eu într-un astfel de loc. Am început prin a urma cursul pentru corespondenți care transmit din zone de conflict organizat anual de Ministerul Apărării, exact. În 2007, cred că am fost la cursul ăsta. A fost o experiență grozavă pe care o recomand oricărui jurnalist, fie că va ajunge sau nu vreodată într-un teatru de operații, pentru că te pune în niște situații în care nu te găsești în fiecare zi și înveți cum să-ți faci meseria sub presiune, fie că vorbim de evenimente sociale sau de conflicte armate. Da? Eu îmi amintesc și îți amintești tu foarte bine cum era la Mineriade. Noi habar n-aveam atunci. Era teatrul nostru de război. Exact, habar n-aveam de reguli, de siguranță, de mai știu ce. Lucram instinctiv, să zicem așa. Un astfel de curs te învață și cum să reacționezi într-o astfel de situație. După toată experiența asta de la curs, care a fost grozavă, am început să insist la radio să mi se permită o astfel de emisiune, pentru că instituția își asumă niște responsabilități destul de mari atunci când te trimite într-o astfel de zonă. Până la urmă nu e chiar, nu știu, o deplasare într-un județ vecin, e un alt fel de misiune, să zicem așa, și n-am prea avut succes la început, pentru că pericolul evident pe care îl presupune un teatru de operații i-a făcut să ezite destul de mult pe cei de la radio, dar m-am gândit, așa cum mă învățase bunul Paul Grigoriu, că trebuie să vin cu ceva în plus față de ceea ce se face. Și asta am și făcut. Am venit cu un proiect editorial în care încercam să aducem imaginea la radio. Deja făcusem asta cu proiectul Reporter Special, care a avut vreo 3 sezoane fabuloase, adică nu ne așteptam la reacțiile pe care le-a stârnit. Însemnau reportaje difuzate la radio, dublate de o versiune de video, de foarte multe fotografii, dar și un jurnal de reporter, în care noi povesteam din culisele, să zicem așa, afacerii reportajului. Ei, deja se formase o echipă în direcția asta, știam să lucrăm foarte bine multimedia și am venit cu proiectul ăsta. Și s-a părut interesant, au zis ok, hai să încercăm. Când ai mers pentru prima oară? În 2013. Deci a durat ceva. Din 2007 până în 2013 am pregătit terenul, dar în 2013 am avut norocul să fie acceptat acest proiect și am plecat împreună cu Mario, da, despre care îți povesteam, pentru vreo 3 săptămâni. Aia a fost, cred că, cea mai bine organizată vizită de presă din mulți ani, da, dinainte și de după această experiență, pentru că am avut un program așa de bine făcut încât am ajuns în jumătate din Afganistan, în niște baze care nu mai există de mult, evident, dar am putut să vedem ce înseamnă viața și activitatea militarilor români dislocați acolo, de la Kandahar, care e un fel de, nu știu, capitala, să zicem așa, era capitala militară a Afganistanului, până la bazele îndepărtate din munți, unde dormeam în cort și aveam condiții absolut spartane. Am putut să trecem așa prin toate tipurile de misiuni pe care le făceau ai noștri acolo. Am ajuns în locuri legendare, cum ar fi aproape de Calat, în provincia Zabul, unde un castel ridicat de Alexandru Macedon încă mai era în picioare și era folosit de armata americană ca centru de transmisiuni. A fost copleșitor pentru mine să asist la, să văd astfel de lucruri, sigur, și povestesc. Sigur, ineditul până la urmă din. Povestesc în carte un episod foarte fain. Castelul ăsta, cetatea asta, ce-o fi fost ea, se afla aproape de baza Apaș, una destul de mare, în care am petrecut câteva zile. Și eu, când am auzit de la ofițerul de relații publice al batalionului povestea asta, deja mă și vedeam fotografiind acolo, filmând. Mi se părea totuși un loc de, nu știu, 3-4 mii de ani, ceva, sigur, de genul ăsta, sigur, de când e ridicat. Ori te pomeni că nu era voie, fiind obiectiv nu militare. Era voie. Sorin Homeag, care era atunci ofițerul de relații publice, a zis, băi, dar știi că n-ai voie, că la cursul ăsta, dar și înainte de plecare, am primit o grămadă de instrucțiuni legale de ce ai voie și ce n-ai voie. Evident, da, țin de securitate, nu puteam să
oricât de mult ai vrea să-ți faci meseria și ți-o faci, trebuie există să te încadrezi în limitele acelea care sunt acceptate odată ce ajungi acolo. Trebuie să te conformezi. Și eram așa de supărat, cumva, băi, dar uite unde sunt și nu văd. No. Și mă ia Sorin seara, povestesc episodul în carte și zice, hai să mergem la plimbare. Și ne dau așa o tură. Baza era destul de mare. Trecem de câteva checkpoint-uri și oprește mașina și ne urcăm pe unul dintre zidurile alea ale cetății. Foarte înalte, nu, ale bazei militare. Erau niște ziduri de beton care erau, să zicem așa, prima linie de apărare a bazei. Și de acolo, dintr-un foișor, îmi arată, uite, castelul, zice, nu poți să faci poze, dar poți să ții minte. Poți să ții minte. Și asta mi-a rămas așa de atunci, chestia cu ținutul minte și, într-adevăr, am ținut minte. Ai ținut minte destul de multe episoade. Multe, să știi. Da, da, da. Au fost multe lucruri și locuri pe care nu le puteam fotografia, dar m-am bucurat să fiu acolo. Cum s-au întâmplat revenirile acestea în Afganistan? Pentru că ai mers prima oară, de 5 ori am fost, da, și ai ajuns la 5 expediții. Păi după prima, în care am venit cu o mulțime de fotografii, cu reportaje video, transmise de acolo, adică le montam acolo, le trimiteam acasă, cei de la radio le încărcau pe site-ul instituției. N-a mai fost nevoie să te rogi de ei, ci lucrurile lucrurile au mers firest. Ok, mai am încă o idee, da, bineînțeles, acum știm deja despre ce e vorba, sigur că da, hai să vedem dacă la minister se poate. Pentru că ăștia doi factori au fost esențiali. Cei de la radio să accepte să mă trimit acolo, cei de la minister să poată să mă ia. Nu să vrea, pentru că era sigur oarecum de interesul era de ambele părți, pentru că și ei beneficiau de un plus, să zicem așa, de vizibilitate, nu că ar fi avut nevoie, dar pe undeva să știi că e important ca relații publice să poți să arăți și viața obișnuită a celor de acolo, pentru că au fost atât de multe discuții legate de prezența românească în Afganistan. Ajungem și acolo, dacă vrei. Cu siguranță. Dar ce am făcut eu și ce i-a convins pe colegii mei de la radio să-mi acordă încredere în continuare, a fost să vorbesc exact despre lucrurile astea absolut obișnuite de zi cu zi, da? Dincolo de aspecte de geostrategice, dacă vrei, sau de alianțe, de parteneriatul strategic român-american, toate astea care sună așa din acte oficiale. Am depășit lucrurile astea și am vorbit, nu știu, inclusiv despre cum își petrec timpul liber acolo, despre cum fac în lidor de casă, despre toate aspectele astea la care mă interesau în primul rând pe mine ca, nu știu cum să zic eu, dincolo de curiozitatea reporterului, care e esențială, mă interesau așa, personal, eram foarte curios despre ce se întâmplă acolo și despre viața lor. Trebuie să recunosc și eu că ți-am urmărit cu foarte mult interes reportajele radio pe care le-ai transmis de-a lungul acestor ani petrecuți pe frontul din Afganistan și mă gândeam așa, făcând o paralelă între un alt reporter de război pe care îl știm cu toții din istorie, Vasile Alexandricu, al lui celebru Peneș Curcanu, mă gândeam, mă, ce diferit e băiatul ăsta, că nu ne spune practic nimic despre gloan, despre vuietul gloanțelor, despre explozii, despre bombardamente, despre alte lucruri urâte, care dau fața urâtă a războiului, ci iată, e în stare, și asta cred că doar tu puteai să o faci, Ilie, cu inima ta generoasă, să vezi în spatele unui război atipic al secolului 21, să vezi că există și viață, așa cum este ea în vremuri de război. Asta e cea mai faină chestie, să vezi viața dincolo de sârmă ghimpată, santinele, posturi de observație, drone și mai știu eu ce. Și m-a fascinat de-a dreptul felul în care trăiesc oamenii de acolo. Nu doar afganii, cu care am avut contact, ci și militarii, în egală măsură. Militarii, exact, sigur. Pentru că ești într-un mediu în care ești în pericol și când mergi până la cantină să mănânci. Ești într-un mediu în care ziua de muncă înseamnă temperaturi în jur de 50 de grade și gândește-te ce înseamnă temperaturile astea când ai pe tine echipamentul tot echipamentul acela de protecție balistică. Înseamnă pericol la fiecare pas și asta nu e o metaforă, din păcate, așa cum s-a și dovedit de-a lungul timpului. Și am fost curios să văd cum e să stai acolo 6 luni. Da? 6 luni durează o misiune, dar am întâlnit veterani care aveau 5 misiuni, asta înseamnă 2 ani și jumătate
petrecuți în departe. Afganistan și nicio misiune nu seamănă cu alta, nicio zi nu seamănă cu alta, da? Păi, siguranță. Situația de securitate s-a schimbat de la un an la altul, oamenii s-au schimbat, au acumulat experiență, afganii s-au schimbat și cel mai interesant pentru mine a fost felul în care se definește normalitatea într-o zonă ca asta, da? Adică să te duci la biserică cu arma în spate însemna normalitatea acolo. Să te duci la masă și să-ți lași arma lângă tine în timp ce mănânci însemna normalitate. Fiul meu, Rareș, a observat cel mai bine lucrul ăsta când ne-am trimis o fotografie dintr-o seară în care eram într-o zonă de recreere a militarilor americani și ei se jucau pe niște televizoare mari cât astea, un joc de război pe care îl juca și el. Și trimit fotografia și îmi zice înapoi, băi, dar băieții ăștia chiar au un serios jocul. Și n-am înțeles ce vrea să spună. Și zice, păi mai uite o dată la fotografie. E, ei aveau controlerele în mâini, dar armele adevărate lângă ei. Și a zis, ăștia se joacă un joc de război cu armele. Și atunci am realizat că normalitatea este definită de, strict de locul în care te afli. Pentru mine era normal să dau drumul acasă la robinet și să curgă apă. În Afganistan chestia asta e o adevărată aventură pentru localnici. Când mergeam prin satele alea și le dădeam copiilor apă, erau cu adevărat bucuroși pentru că apa se aducea foarte greu în zonele alea, era foarte puțină folosită cu restricții și așa mai departe și banalul gest de a bea apă acolo are niște conotații speciale. Da. Deci normalitatea e foarte relativă. Cum a fost pentru tine întâlnirea aceasta cu afganii, cu, pun ghilimele de rigoare, dușmanul acestui război? Aici e o chestie foarte sensibilă și trebuie să vorbim despre ea. Afganii nu erau dușmanii în filmul ăsta. Talibanii, care sunt acei fundamentaliști ai islamului și numele lor taliban vine de la student, de la, hai să zicem, cei care se pregăteau să devină teologi în islam. E o mișcare care a început mult înainte de conflictul ăsta. De fapt, e vorba de un război civil acolo, da? Între marea majoritate a afganilor și fundamentaliștii ăștia care vroiau și iată că au reușit să se impună și să conducă Afganistanul după reguli religioase, da? Și chiar foarte anacronice par pentru noi, dar pentru ei, sunt, astea, pentru ei sunt cele care contează. Și atunci aici era conflictul. Coaliția asta internațională care a intrat în Afganistan imediat după atentatele din 11 septembrie a încercat să fie un tampon între restul localnicii lumii, să zicem așa, și fundamentaliștii ăștia. Și rezultatul a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite ale Americii, finalizat, așa cum știm, cu acea retragere despre care nici nu-mi vine să vorbesc. Am urmărit fiecare minut al evenimentelor de acolo și cunoscând mi se pare și realitățile, absolut. Probabil vezi cu totul alt ochi. Bineînțeles. Și politică. Mai vorbeam cu prieteni din armată și nu ne venea să credem pur și simplu ce se întâmplă acolo, ce proporții pot să ia lucrurile și cât de multe greșeli s-au făcut într-un timp foarte scurt. Astea deja sunt elemente de analiză și de strategie militară la care nu mă pricep, recunosc, de aia nici cartea asta nu conține așa ceva, dar am adunat multe povești și despre alea îmi place să vorbesc, despre oamenii pe care i-am cunoscut acolo și despre viața lor obișnuită, dacă putem vorbi de viața obișnuită în mijlocul unei zone de conflict. Dacă analizăm cu mai multă atenție cartea ta, vom vedea că ea, pe de o parte, descrie viața din cazarma militară din Afganistan, pe de altă parte descrie și viața civililor din Afganistan. Și m-au surprins câteva imagini, pentru că tu te-ai întors din Afganistan, în primul rând, așa cum am spus și în deschidere, și cum desigur oamenii din Valea Jiului cel puțin știu deja acest lucru, cu foarte multe fotografii prețioase,
Acum vrem, nu vrem, sunt documente istorice, pentru că locurile alea nu mai există. Categoric, categoric. M-au impresionat la un moment dat acele fotografii cu copii afgani care păreau atât de fragili, atât de firești, atât de naturali într-un mediu atât de ostil. Așa cum la fel de mult m-a impresionat pe mine o imagine din baza militară, unde aveau soldații puși bocănceii aceia la ușă, de parcă l-așteptau dar chiar l-așteptau pe Moș Nicolae. Era, dacă este un episod, dacă mă aduc bine aminte, este un episod și în carte în care povestesc. Se regăsesc toate aceste lucruri. Da, bineînțeles, sigur. Acum revenim la copii. Copiii sunt copii peste tot în lume. Am observat lucrul ăsta cu bucurie oarecum. Și în Afganistan era la fel, să știi. Erau super bucuroși să primească ceea ce le duceau militarii români, pentru că nu exista patrulă care să nu plece încărcată de dulciuri și de apă și de tot ce se putea duce copiilor ăstora, pentru că, așa cum ziceam, copiii sunt copii peste tot, se bucură de aceleași lucruri și erau de-a dreptul fericiți când vedeau că se apropie patrula de satul lor, deja ne înconjurau pentru că știau că primești ceva. Asta era un element. Ce paradox, pentru că oamenii aceia toți veneau cu arma în spinare. Până la urmă, prima impresie ar fi aceea de teamă. Se obișnuiseră, gândește-te, de când vorbim de războiul ăsta, copiii ăștia s-au născut în mijlocul unui război, nu știau ce înseamnă pacea. Asta mi se pare deja dureros, dacă e să vorbim despre lucrurile astea. Și să știi că prezența copiilor însemna un lucru pozitiv și pentru militari. Pentru că acolo unde erau mulți copii însemna că e o zonă relativ sigură, cel puțin din punct de vedere al dispozitivelor explozive improvizate, că nu le îngropau ăia pe drumul pe care ar fi trecut evident, o gașcă de copii. Evident, sigur, știi? Sigur. Și atunci ei cumva știau, ok, dacă sunt mulți copii pe aici, e o zonă se mai... Se poate trece. E ok, știi? Cu toate că protocoalele specifice, procedurile specifice pentru fiecare misiune erau urmate cu strictețe, pentru că nu-ți permiți rutina acolo. Chiar dacă ai făcut drumul ăla de sute de ori, de fiecare dată trebuie să fie ca prima dată atenția și vigilența. Categoric. Pentru categoric. Că de asta depinde până la urmă de o secundă de neatenție sau de relaxare, poate să depindă viața tașa celor de lângă tine. Și lucru care de altfel s-a și întâmplat, Ilie, știu că atât expozițiile, ultimele expoziții de fotografii ale tale, cât și această carte excepțională, are o dedicație specială pentru unul din militarii din Afganistan. Da, pe care uite, pentru sigur, Mădălin Stoica. Pentru Mădălin Stoica, pe care l-ai cunoscut ca pe un om, ca pe un prieten. Da, și sunt convins că atât ție, cât și tuturor camarazilor din Afganistan ne-a fost greu să înțeleagă cum s-a putut întâmpla. Acolo a fost pur și simplu, n-a fost vorba de nerespectarea unor proceduri sau de o eroare sau de altceva. Este, dacă vrei, felul tragic în care se desfășura acest război, care era unul asimetric, da? Gândește-te la raportul de forțe absolut inegal dintre talibani sigur, și dintre forțele sigur, coaliției. O astfel de patrulă, cum vedem și pe ecranul ăla, e formată din mai multe vehicule militare, într-o ordine bine stabilită, care patrulează pe niște drumuri pe care se desfășoară trafic obișnuit. Oricare din mașinile alea din trafic este o potențială mașină capcană. Oricât de vigilent ai fi, oricât de mult n-ai cum să știi ai... cine trece pe lângă tine, sigur. Exact. Sigur. O astfel de mașină capcană a intrat exact în vehiculul blindat în care se afla Mădălin și exact în partea în care se afla el. Explozia a fost una cumplită, mi-au spus cei care au supraviețuit. Povestesc și despre bunicul, cel care se afla pe turelă, un uriaș de 2 metri și 130 de kg, despre care făceam glume înainte de asta, că băi, dacă pățești ceva, cum te evacuează? Că uite ce mare ești. El a avut noroc că se afla pe turele, era top cover în misiunea aia, a fost aruncat vreo 6-7 metri din blindat și până la urmă asta i-a salvat viața. Din păcate pentru Mădălin nu s-a mai putut face nimic și vestea morții sale m-a afectat mai mult decât aș fi crezut, pentru că nu mai vorbeam de
un nume într-un comunicat de presă, ci de un om de pe un care prieten, l-am cunoscut, poate, sigur, exact, de sigur. Un camarad. Pentru cum că era Mădălin Stoica? Cum l-ai cunoscut? Era un tip grozav, ca toți cei de acolo și m-am bucurat foarte mult de deschiderea grozavă pe care au avut-o toți față de noi, pentru că na, un jurnalist care își bagă nasul peste tot te enervează nu așa. Mai, când da, nu e cel mai potrivit. Ei aveau treabă acolo. Noi eram în perioada cea mai aglomerată pentru toți, asta de rotația batalioanelor. Unii plecau, alții veneau. Trebuiau predate responsabilități, misiuni și așa mai departe. Și mai eram și noi pe acolo care vreau să aflăm totul. O grijă totul. În plus. O grijă în plus, da. Chiar trebuie să ne asigure protecție în plus. În sfârșit, da, oamenii au fost super înțelegători asta și pentru că au văzut că venim cu sinceritate în fața lor și cu dorința sinceră de a le spune povestea așa cum este. S-au întâmplat, din păcate, și incidente nefericite când, mă rog, una s-a vorbit acolo, o alta a ajuns acasă. E, cu noi n-a fost cazul și am beneficiat de încrederea lor constantă pentru că Radio România Actualități a fost un partener constant al Armatei Române de-a lungul întregii perioade. Și atunci am avut norocul ca ei să se deschidă foarte mult. Pe Mădălin l-am cunoscut atunci când am vrut să vedem cine are grijă de sănătatea oamenilor de acolo, da? L-am cunoscut pe medicul batalionului care ne zicea cu ce se ocupă el în timpul celor 6 luni care stăteau să înceapă. Eram chiar la începutul misiunii batalionului 280 acolo. Și știam că fiecare pluton are câte un sanitar. E, și am vrut să cunoaștem sanitarul plutonului cu care urma să plec în misiune. La așa l-am cunoscut pe Mădălin, care a fost, era la prima misiune și eu eram deja, cred că, la 4-a. Și cumva... Avea o experiență. Da, aveam o experiență. Mă rog, știam ce să-l întreb, ca să zic așa. Și chiar făcea schimb de impresii. Știi? El fiind prima dată acolo, eram curios de fiecare dată să văd care e impactul asupra celor care ajung acolo prima dată, dacă erau la fel de entuziasmați ca mine când și am erau. Ajuns prima dată. Să știi că erau, pentru că fiecare militar își dorea să ajungă acolo, pentru că gândește că te pregătești o viață întreagă pentru așa ceva, da? Pentru a practica ceea ce ai învățat în Corect. Academia Militară. Corect. Și atunci erau foarte dornici să ia parte la aceste misiuni, mai ales că lucrau cu partenerii internaționali. Gândește-te ce înseamnă să faci parte dintr-o structură comună de forțe cu armata americană. Numai ca experiență personală, nu mai zic ca proceduri și ca ceea ce înveți de la ei. E, și Mădălin a fost foarte, foarte deschis așa, ne-am povestit despre cum s-a pregătit el ca să fie sanitarul plutonului, de el depindea cum ar veni viața celor cu care pleca în patrulă și făcuse niște cursuri speciale pentru a putea acorda asistență medicală de urgență în cazul unor traume cum sunt cele provocate de explozii sau de gloanțe. Ne-a arătat ce are în rucsac, el pe lângă tot echipamentul pe care îl poartă militar, mai avea un rucsac de vreo 30 de kg, cu tot felul de chestii care să asigure suportul de bază până venea medevacul de la americani, evacuarea medicală. Și așa ne-am cunoscut. Pe urmă, când am plecat în misiune împreună cu el, am mers chiar cu mașina lui, în mașina lui blindată, am stat o zi împreună prin căldurile alea, prin praful omniprezent, am povestit despre familia lui, despre toate lucrurile, știi, când stai cu cineva sigur, o zi întreagă, sigur. Ajungi să treci prin o grămadă de toată gama de subiecte. Exact. Sigur. Am luat masa împreună de mai multe ori în zilele în care el nu era în misiune și asta a fost experiența mea cu el. Nu pot să zic nici că, nu știu, ne-am împrietenit grozav de tare, dar să știi că fiecare om de acolo, și asta vreau să spun mai devreme, faptul că viața ta depinde de acelui de lângă tine, creează te o solidaritate fantastică, o camaraderie grozavă între oameni și când am ajuns acolo prima dată în 2013 și am simțit lucrurile astea, n-am putut să nu mă gândesc la mineri. De ce? Pentru că aceeași solidaritate se creează și între mineri. Da? Ei în subteran depind unul de altul. Dacă se întâmplă ceva, se ajută unul pe altul. Dacă unul face o greșeală, o pățesc toți. Mai mulți, da. E, exact așa era, exact așa era și într-un pluton din asta și erau extrem, extrem de uniți oamenii
Și asta am văzut și mai bine după ce s-a întâmplat tragedia cu Mădălin și m-am întors în Afganistan după, la o lună și ceva după eveniment și am văzut cât de devastați erau pur și simplu de chestia asta. Și m-am întors împreună cu bunicul de care spuneam, care a vrut să-și continue misiunea după ce a venit în țară, a suferit niște intervenții chirurgicale și a vrut să-și continue misiunea. Și faptul că el, după ce a supraviețuit un astfel de atac, a venit să se alăture camarazilor lui și să își ducă până la capăt misiunea, a fost grozav pentru moralul băieților care, da, au simțit lucrul ăsta ca pe o întoarcere acasă a unuia dintre ei. Și să știi că, acum nu vreau să par lipsit de modestie, dar și expoziția pe care am vernisat-o în memoria lui Mădălin a contat foarte, foarte mult pentru ei, pentru că au văzut că, uite, nu sunt uitați. Un camarad al lor a devenit subiectul unei manifestări de o asemenea amploare, pentru că a fost prima și singura expoziție de fotografie vernisată în teatrul ăla de război. E absolut fascinant și... Și pentru mine, să știi. Să vedem puțin și să explicăm puțin oamenilor cum s-a născut această expoziție, pentru că pare... inimaginabil ca într-o zonă în care vezi doar blindate, tancuri, să vină unul să pună niște poze, nu? În Rambo, da, să te gândești că poți să mergi seara la un vernisaj artistic și să vizionezi niște mega fotografii extrem, extrem de sensibile pentru sufletul oamenilor. Gândește de ce semna pentru oamenii aia care erau de acolo, care își vedeau camarazii în fotografiile alea, care îi vedeau, nu știu, pe malicul din satul nu știu care, pe care fotografia se... Exact. Deci, cred că acolo a fost cel mai emoționant vernisaj al acestei expoziții, care s-a plimbat un pic așa pe urmă, pentru că a fost locul în care conta cel mai mult. A pornit de la o idee așa, aruncată întâmplător într-o conversație cu colonelul Toniene, bunul meu prieten, care era ofițerul de relații publice al batalionului Inimi Neînfricate. Și după ce a murit Mădălin, tot povesteam cu el așa să văd ce-i pe acolo și fotografia pe care o făcusem și interviul video pe care l-am luat au ilustrat știrea cu tragedia în care și-a pierdut viața la toate televiziunile. În sfârșit exista suportul video și de imagine ca să se poată vorbi un pic mai amplu, altfel, să zicem, sigur, așa, sigur. Despre militar. Și atunci am zis, băi, uite, tot am eu fotografiile astea cu Mădălin, eu aș face o expoziție, că n-am făcut până acum, dar în memoria lui Mădălin, dar ce-ar fi să o facem la Kandahar? Și Toni zice, da, păi hai să facem. Păi și cum să facem? Păi hai că vorbesc eu aici, vorbește tu acolo, să vedem. Și dintr-o idee care părea hazardată sau, nu știu, imposibilă, greu de realizat, a ieșit, sigur, chestia, sigur, asta. Și a fost o lecție pentru mine, pentru că mi-am dat seama că niciun vis nu e prea mare până la urmă și că nu trebuie decât să încerci să faci ceva. Cei de la minister au îmbrățișat imediat ideea și atunci am stabilit împreună cu ei ca vernisajul să aibă loc de Ziua Națională, pentru că impactul a fost unul deosebit în felul ăsta. Și atunci am profitat de un zbor logistic, niște transporturi de materiale acolo. Gândește-te ce înseamnă un zbor în Afganistan la 5.000 ceva de kilometri, în care m-am strecurat, sigur, și sigur, eu, știi? Sigur. Cu fotografiile mele luate într-o dita mai lada de plastic. Erau destul de fragile pentru că erau tipărite pe niște polistiren și, na, un pic mai speciale decât fotografiile printate pe hârtie. Da. Și când am ajuns cu ele în Afganistan, eu mă uitam la Toni la mine, băi, o facem, dar cum o facem? Păi nu știu, hai să vedem. Și ne-am dus la Elementul Național de Sprijin, care e o structură vitală acolo. Domnul colonel Blaga era comandantul rotației, care a zis, băi, cum să facem? Păi nu știm, că nu s-a mai făcut niciodată, hai să vedem, unde o facem? Ne-am dus, ne-am dat un ocol așa la esplanada de la... N-aveați o casă de cultură în baza. N-aveam simeze, n-aveam nimica. Păi unde o facem? Esplanada aia, așa zisă, un fel de piață mică era așa, mărginită de un careu de, nu știu cum să zic eu, pasarele de lemn, așa, pe care
te plimbai, să zicem, când ieșai în oraș. Acolo erau și câteva magazine, din ce în ce mai puține de la un an la altul. Nu mai știu ce era, o frizerie, ceva de genul ăsta. Păi aici o facem, hai să găsim un loc. Și am găsit noi așa, în zonă care ne plăcea, păi și unde punem pozele, pe ce le punem? Păi, zice colonelul, păi fii atent, am eu un cort militar uriaș din ăla, așa, zice, tăiem din ăla și păi cum să tăiem? Zice, păi lasă așa, mă, stricăm pe ăla ca să facem aici. Băi, totuși, e prea complicat să facem așa ceva. Au găsit până la urmă băieții o soluție, am improvizat acolo niște simeze așa de război, să zicem așa, și ne-am adaptat la ce am găsit acolo și a ieșit o chestie grozavă și cel mai fain a fost pentru mine să le observ reacțiile celor care priveau fotografiile. Inclusiv unul dintre generalii americani care venise la Ziua Națională, toți treceau pe acolo inevitabil și se opreau și el și-a recunoscut unul dintre colegi, un colonel american care fusese cu o rotație înainte comandantul unei structuri comune de forțe și am început să vorbim despre asta și a ales o fotografie care i-a plăcut lui foarte mult, a zis, băi, asta mi-o trebuie mie, mi-o faci mie cadou, ceea ce s-a și întâmplat. Era una, o găsi și pe aia în carte, cu, așa, pare dintr-un film de război, cu doi militari într-o poziție de tragere, așa, și da, el aprecia foarte mult și toți cu care am vorbit au zis, bă, câteodată e bine să-ți facă cineva poze, că nu știi ce pățești și uite, se poate vorbi frumos despre tine, știi? Și, mi-a plăcut felul în care americanii care sunt mult mai deschiși față de militarii noștri, de ce să nu recunoaștem, și instituțional, și ca oameni, așa, au fost super încântați de chestia asta, pentru că ei vedeau asta ca un omagiu pentru un camarad căzut. Și ei erau și ei, chiar dacă erau americani, camarazii lui Mădălin. Și atunci s-a creat așa o stare foarte faină și m-am bucurat grozav că mi se întâmplă toate astea și că, uite, am putut să fac expoziția asta la Kandahar, acolo unde contează. Și apropo de chestia cu trebuie dar să încerci, așa am ajuns la Los Angeles cu fotografiile. Am schimbat câteva mail-uri cu excelența sa Cosmin Dumitrescu, cel care este consulul României la Los Angeles. I-am trimis câteva fotografii și a zis, dar nici nu se pune problema. Vino cu fotografiile aici. Și așa m-am ales cu o invitație la Los Angeles pe care n-am putut-o onora, deși aveam deja viza datorită invitației consului. S-a întâmplat că a trebuit să merg la Alba Iulia, unde am transmis parada militară cu ocazia centenarului. Și m-am bucurat că, uite, din de nou a trebuit să-ți faci datoria și din nou ai preferat să aloci publicului timpul pe care expoziția a avut loc și fără mine și m-am bucurat grozav pentru că a fost punctul central al evenimentelor organizate cu ocazia centenarului de consulatul nostru la Los Angeles și da. Ai ajuns în schimb cu expoziția tot într-o bază NATO, dacă îi putem spune așa, chiar în cea mai importantă la cartierul NATO, general. La cartierul general din Bruxelles. Cum a fost? Păi și asta a fost o poveste așa care pare din filme, știi? Pentru că tot ce mi se întâmplă și a culminat cu cartea asta este un șir de întâmplări fericite, așa. Providența a avut grijă grozav de mult de mine și participând la una dintre edițiile burselor JTI pentru jurnaliști, organizate de mai bine de 20 de ani în România, am fost selectat și pentru modulul de la Bruxelles, unde urma să vizităm mai multe instituții importante, între care și NATO. Eu le-am zis de la început, păi dacă mă luați, pe mine asta mă interesează cel mai mult, să ajung la NATO. Ei știau deja background-ul ăsta meu legat de Afganistan și au zis, păi o să-ți placă acolo mult. Și într-adevăr așa a fost. Am fost fascinat să ajung la kilometru zero al Alianței Nord-Atlantice. M-am bucurat de primirea grozavă pe care ne-au făcut-o ambasadorul nostru acolo și echipa sa. Am putut să avem niște discuții off the record foarte faine, mai ales că erau atunci un context așa destul de interesant legat de Ministerul Apărării.
Și am rămas în legătură și cu oamenii ăia și cu Gilda Lazar de la JTI, care organizează bursele astea. Și tot așa, i-am scris Gildei la un moment dat: băi, dar știi că eu am expoziția asta, uite, a fost și la Los Angeles, oare nu l-ar plăcea și la NATO să facem... Bada, sigur. Ia stai să întrebăm. Și uite așa, în un termen foarte, foarte scurt, nu știu, cred că în 2 luni de zile, a avut loc expoziția asta, care nu doar că s-a întâmplat la cartierul general al NATO, s-a întâmplat în timpul reuniunii ministeriale, în timp ce toți miniștrii apărării din țările membre ale Alianței se aflau la cartierul acolo, general al NATO. Deci a avut și un public de data asta. Nu de, puteam să doresc militară, un sigur. Public mai elevat decât atât. Și Gilda mi-a făcut surpriza să vină la Bruxelles special pentru acel vernisaj de la București, ca să asiste la momentul pe care ea l-a facilitat până la urmă, pentru că a fost exclusiv meritul ei și a celor de la delegația noastră la NATO. Și am avut acolo surpriza nu doar să văd că toți miniștrii apărării au fost prezenți la vernisaj, dar și că Mircea Joană a venit să spună câteva cuvinte după ce Nicolae Ciucă, actualul prim-ministru, cel care era atunci ministru apărării, a deschis expoziția. Până și cei care organizaseră de la delegația noastră permanentă au fost uluiți de nivelul ridicat al celor care au venit să vadă fotografiile și nu mai zic ce copleșitor a fost tot ce au spus fiecare dintre cei care au vorbit acolo despre militarii români și m-am bucurat că a fost un moment în care s-a vorbit despre România la cel mai înalt nivel, la care am pus și eu puțin umărul. Și au fost și acolo niște povești foarte faine. Unul dintre personajele acelei expoziții s-a aflat chiar acolo la cartierul general, în timp ce se panota expoziția. Este vorba de un sârb, Davor Petek, croat, din Croația, da, care avea o funcție foarte importantă în NATO, sub ofițerul de comandă pe o întreagă structură a NATO. Îl întâlnisem în Afganistan, făcusem un interviu cu el, un tip grozav, a vorbit și el la superlativ despre armata română și se afla la cartierul general al NATO, urmând să plece în Irak. Și în timp ce ai noștri panotau, el se oprește și zice: bă, ăla din pozesio. Și ăștia îi zic: n-are cum să fii tu, mă, că uite, ăsta, el era la costum atunci. Bă, serios, eu auzi. Și așa m-am trezit că ambasadorul Croației a venit la vernisaj și a vrut să mă cunoască, să mulțumească pentru faptul că unul că dintre conaționalii dintre... lui e prezent. Și a fost fascinantă chestia asta. O serie de întâmplări fericite. Ca să nu mai zic că m-am întâlnit tot acolo în cadrul delegației care îl însoțea pe Nicolae Ciucă, se afla și Mihaela Dojan, care era capitan în Afganistan în 2013 și care i-am luat cu forța un interviu, povestesc și episodul ăsta în carte. Ea comanda atunci o structură destinată exclusiv interacțiunii cu femeile afgane. Și mi s-a părut foarte important ce face acolo. Ea era așa, nu vroia să apară, să o filmăm, să nu știu ce, dar ordinul e ordin. Și ne-am întâlnit și zic: băi, mă mai urăști? Că așa mi-a zis: te urăsc, vai, ce mi-ai făcut? Și ne-am întâlnit la expoziție. Mă mai ții minte, mă mai urăști? A fost așa, o dovadă că lumea e foarte mică până la urmă și lucrurile sunt rotunde. Așa că șirul ăsta de întâmplări fericite a culminat cu această carte care îi se datorează tot Gildei. Tot așa, un schimb de mesaje. Cum s-a născut? Cum s-a născut pur și din simplu din niște discuții la cafea. Eu te știu pe tine și cred că am mai avut de multe ori discuția asta, îți spuneam de multe ori că poate reportajele acestea pe care le faci aici, în Valea Jiului, în județul Hunedoara, în țară, și-ar găsi foarte bine locul sub coperțile unor cărți. Întotdeauna spuneai: las lucrul acesta scriitorilor, nu nouă reporterilor. Da, mie-mi place să citesc. și iată, până la urmă ai reușit cu această excepțională poveste de război, să-i spunem, să intri în lumea scriitorilor. Cum s-a născut acum, această cât carte? Mai stăteam noi la pauzele de cafea la bursa asta, na, eram oarecum un personaj exotic printre ei, pentru că aveam poveștile astea cu Afganistanul și le mai ziceam câte una alta, știi? Din întâmplările care se regăsesc. Povești de culise, lucruri nespuse la radio. Ei, păi foarte multe. Tot ce e în cartea aia, aproape totul, este ce nu încăpea în reportajele de radio, care trebuie să se încadreze în niște limite de timp și așa mai departe. Și le mai ziceam povești de acolo și erau: băi, dar ce fain, băi, dar nu l-ai
Nu le scrie asta undeva. Ce să scriu, pe cine interesează să te sculme? Bă, dar-s fain, azi așa, mâine așa. Și când am început să se complice treaba cu Afganistanul, deja era un subiect foarte discutat, mi-am dat seama că totuși poate n-ar fi lipsit de sens să încep să scriu o parte din lucrurile astea și tot așa. Mi-am scris Gilde un mesaj. Păi ce zici, uite, dacă m-aș apuca așa de scris, s-ar putea. Mi-era lene să scriu înainte și să vin după aia cu manuscrisul. Băi, nu mă apuc decât dacă știu sigur dacă că fac ceva cu ele. Sigur, altfel, sigur. Ce facem aici? Ok, lasă-mă să întreb. Și în câteva săptămâni a venit ok-ul, gata, poți să te apuci de scris, că avem editură și am fost extraordinar de onorat de faptul că această carte apare la cea mai veche editură din România, editura Monitorul Oficial, în niște condiții grafice la care nici absolut nu puteam să visez măcar. Și cei de acolo și-au dat silința într-un fel greu de povestit ca să iasă un produs cu adevărat premium. De la corectură, care a fost ceva mult peste ce mi-aș fi imaginat eu, până la punere în pagină, tot ce vrei. Este cu adevărat un produs premium și sunt mândru de faptul că poveștile mele apar într-o astfel de ediție, pot să-i zic de lux, fără să greșesc, pentru că, uite, o țin mână, vezi cum e. Și ce este oarecum inedit la cartea asta, zic oarecum pentru că s-au mai făcut lucruri de genul ăsta, e faptul că pe lângă cele peste 100 de fotografii, găsește în ea 10 coduri QR, că toată lumea are acum un telefon sigur, inteligent, sigur. Le scanezi cu telefonul și vezi și mai niște... vezi și alte imagini? Exact. Eu îți povestesc, de exemplu, acolo cum sună anunțul că urmează un atac cu rachete, da? Sună într-un fel. Eu povestesc în text, da, acolo, nu, poate nu, dar accesând codul ăla, exact, o să vezi o secvență video, că în 2013 am prins așa de multe atacuri cu rachete, încât mi-am permis să și filmez lucrurile astea. Adică nu mai ieșeam doar în adăpost, îmi luam și camera cu mine, filmam să văd, pentru că pe mine m-a fascinat cum se aude. O să vezi. Într-un fel, poate prin această carte și prin, iată, aceste lucruri care țin de tehnologie, reușești să duci orice om care vrea să înțeleagă ce a însemnat acest război de două decenii exact, și ceva. Pentru umanitate, îl poți practic duce acolo, în teatrul de război. Asta am și vrut. Și asta este lucru care nu l-a mai făcut până acum nimeni. Am încercat să pun în textul pe care l-am scris să creez imagini. Asta am învățat, am făcut un curs ca să scriu cartea asta și vă recomand tuturor lucrul ăsta, fie că vreți să scrie sau nu. A fost extraordinar de benefic pentru mine. Domnul Andrei Crăciun, care mi-a fost și el mentor la o bursă ceva mai de mult, organizează astfel de cursuri și mi-a folosit grozav de mult experiența asta, lucrul cu el, pentru că unul dintre lucrurile importante cu care am rămas din cursul ăsta e acela că trebuie să creezi imagini. Dacă din textul ăsta rămâi în cap cu o imagine, eu am câștigat pariul cu cititorii. Acum sunt 100 și ceva de fotografii în cartea asta. Ceva tot îți rămâne în cap. Dar am încercat, făcând abstracție de ele, ca în text să transmit ceea ce am simțit eu în momentele alea, pentru că e absolut o aventură subiectivă toată cartea asta. N-am nici pretenția de jurnal literar, nici de reportaj literar, nici de jurnal de front, pur și simplu e o înșiruire de povești pe care le-am ordonat cronologic pentru a avea o logică, în care am pus emoțiile mele, sentimentele mele, ceea ce am văzut eu cu ochii, știi? Sunt ieșite din comun și această carte este de o valoare excepțională. Acum vine firească întrebare pe care și-o pun toți cei care ne urmăresc și care, ascultându-ne cât de mult am vorbit despre Afganistan, chipuri ale războiului, cartea scrisă de colegul și prietenul nostru Ilie Pintea, vine firească întrebare. Bun, dar
unde găsim cartea asta, cine ne-o dă, de unde o cumpărăm, cum obținem un autograf al autorului și așa mai departe. Sunt întrebări firești ale cititorului de Ca carte. Să folosesc un clișeu, cartea asta e doar la un click distanță. Se găsește doar pe site-ul editurii Monitorul Oficial, a apărut în colecția Arta Fotografică. E foarte simplu de găsit. E ușor de comandat, o să vedeți, ca orice alt produs și dacă suntem prin zona așa și ne întâlnim, cu mare drag vă și scriu ceva pe ea, pentru că, na, tot ce am avut de zis am zis în cartea asta, acum mai mult de atâta nu știu ce aș putea să spun. Dar revenind la codurile astea QR pe care le-am inserat în carte, mi s-a părut important să aduc cumva, să mă folosesc de tehnologie, știi? Pentru că e la îndemâna noastră, putem să o facem, sigur, știi? Și am integrat partea asta de 2.0, dacă vrei, de internet, de multimedia, în formatul clasic al unei cărți, pentru că e fain să-ți povestesc eu acolo cum se pregăteau de colindă militarii noștri, dar și mai fain să-i vezi și să-i asculți. Și așa mai departe. Momentul ăla cu Moș Nicolae a fost unul fabulos. E mult mai fain decât am povestit eu în carte, pentru că Tony a creat un adevărat spectacol din toată povestea asta, cu, nu mai zic de bocanci puși la ușă, de decorațiuni și așa mai departe, dar pentru mine personal a fost... Și toate astea într-o țară eminamente islamică. Păi da, avem biserică ortodoxă acolo, să vezi povestea bisericii, care era poate singura biserică ortodoxă din tot Afganistanul. Era cea mai înaltă clădire din baza militară, drept urmare era reperul pentru tirul cu rachete al talibanilor. E o poveste fascinantă și cu biserica aceea, biserica pe care militarii români au construit inițial în Irak, au demontat-o și au mutat-o dincolo. Au reconstruit-o în Afganistan, au demontat-o din Afganistan și au adus-o în România. Asta ca să-ți faci o idee despre cât de importantă era legătura dintre armată și biserică, dincolo de toate clișeele la care ne duce minte atunci când vorbim despre asta. I-am văzut acolo oameni care îmi spuneau ei singuri: băi, eu acasă mă duc la biserică de Paști și de Crăciun. Ei, aici nu ratez, frate, nicio slujbă. Începea fiecare plecare în patrulă, începea cu un ceremonial religios. Venea preotul militar și făcea o mică rugăciune, pe care o să le vedeți pe toate astea în filmările care sunt puse în carte. Legătura asta era fundamentală, pentru că pe lângă Vesa Antiglonț plecai și cu protecția asta a rugăciunii, știi? Te simțeai încărcat așa cumva spiritual și făceai față mai bine vremurilor de acolo. După ce s-a demontat biserica, am mers la slujbele astea într-o fostă sală de transmisiuni, în care pe lângă nu știu ce panouri erau puse pe pereți și fire și așa mai departe, vedeai câte o icoană, câte o imagine care îți dădea de înțeles că e un spațiu un pic altfel, și aia era biserica. Și am câteva fotografii de acolo care sunt cu adevărat spectaculoase, numai pentru alăturarea asta dintre arme și un preot în... Lucru de-a dreptul fascinante, de-a dreptul incredibile. Da. Imaginează-ți preotul cu arma la șold, pe sub sutană, știi? Pare... Aia era normalitatea de acolo, știi? Și asta mi-a plăcut să scot în evidență. În mod evident, teatrul de război schimbă pe oricine, fie... Am acolo povești despre felul în care te schimbă, exact. Și sunt convins că, într-un fel, te-a schimbat și pe tine. Cu siguranță. Și spun lucrul ăsta doar pentru că ne cunoaștem de atâta vreme și am observat un lucru. Nu știu dacă ai făcut armată... Cu siguranță, da. La Caransebeș am făcut un an de zile. La Caransebeș, așa, nu știam acest amănunt, dar ceea ce știu foarte, foarte clar este că după experiențele din Afganistan, tu practic nu ai mai dat jos haina militară și ți-ai făcut, iată, această ținută, ținută cachi de jurnalist care te definește oriunde te-ai afla până la urmă. Chiar atât de profund a fost... experiența ta în teatrul de război din Afganistan, încât iată, ai devenit și un fel de jurnalist militar, militar-jurnalist? Băi, să știi că mă simt extraordinar de apropiat de ei, pentru că
I-am văzut la lucru acolo, am trăit împreună niște momente unice și simt că le datorez mai mult decât să, nu știu, dau niște știri care sunt efemere, așa cum bine știi, și de care se uită inevitabil. Oamenii m-au primit în mijlocul lor, evident, la început cu scepticismul de rigoare, dar pe măsură ce trecea timpul reușeam să ne împrietenim, pentru că vedeam în mine curiozitatea sinceră a omului care vrea să le spună povestea așa cum este. Am avut privilegiul să găsesc acolo oameni absolut fascinanți, artiști, pot să le spun, cu epoleți. Unul dintre ei este Tony, bineînțeles, un personaj care ar merita el singur o carte, dar am mai întâlnit acolo un colonel de la care am aflat povestea copilului de tanchist și aleului de pluș. Așa se intitulează capitolul din carte. Pentru mine a fost cea mai emoționantă poveste din Afganistan. O să vă rog să o descoperiți voi și să-mi ziceți cumva pe urmă dacă v-a emoționat la fel ca pe mine, pentru că dă măsura a ceea ce pierzi plecând de acasă atâta timp. Am întâlnit inclusiv oameni de la care am avut de învățat foarte multe, inclusiv în ceea ce privește meseria noastră, și am întâlnit oameni care mi-au făcut zilele mai frumoase acolo, nu știu, printr-un cântec la chitară, dacă poți să crezi că se cânta la chitară acolo, sau, nu știu, povestindu-mi niște amănunte extrem de personale, dincolo de ceea ce îi declari jurnalistului atunci când pornește camera. Și toate astea s-au adunat așa în ceea ce simt pentru militarii de acolo și uite, m-au făcut în semn de respect pentru ei să adopt această ținută care este... Asta e cămașa mea de Afganistan, știi? Tot timpul când avem, nu știu, veniți la unei expoziții sau uite, la o întâlnire din asta, îmi place să o port pentru că are emblema asta pe care mi-am făcut-o eu singur acolo. În armată fiecare are câte emblemă pe care scrie cum îl cheamă, știi? E, și eu știam cu cine stau de vorbă, dar ei nu, știi? Și atunci mi-am făcut asta cu Radio România, instituția care m-a trimis acolo și m-am mai făcut emblema asta pe care mi-a desenat-o un prieten de aici din Petroșani și care este un fel de emblemă neoficială, dacă vrei, a corespondenților de război de la Radio România, pentru că sunt câțiva colegi absolut legendari acolo și fiecare dintre ei a scris câteva cărți despre experiențele lui, așa că citindu-le cred că îți faci o imagine mai mult decât completă despre ce a însemnat teatrul de operații pentru fiecare dintre noi, pentru că e totuși un club select ăsta în care am reușit și eu să fiu acceptat și mă bucur că am putut să spun toate poveștile astea și că, uite, ele pot ajunge într-o formă atât de elegantă la cititori. Am mai văzut în poveștile tale, în experiența ta din Afganistan, un lucru extrem de interesant care îți definește într-un fel caracterul și îți definește, nu știu, legătura aceasta pe care o ai și tu, așa cum cred că o am și eu, cu această zonă în care trăim, cu Valea Jiului. Mm-hmm. Nu știu dacă altcineva de la București sau de la Iași sau din altă parte ar fi dus imaginea locului său natal acolo, la mii de kilometri distanță, unde poate puțini sunt cei cărora le pasă de... Petrila, așa cum ai făcut-o. Am văzut o imagine la un moment dat cu o emblemă, un înscris al orașului Petrila în teatrul de război din Afganistan. De ce? Pentru că Petrila e, așa cum zicea Sârbu și îmi place ori de câte ori vorbesc despre Petrila să îl citez, e o lume întreagă. Europa e un biet continent, zicea el, Petrila e o lume întreagă. Și când vedeam acolo în New York, nu știu, toate zonele de pe lume, băi, dar nu se poate, mă, trebuie să fie. Și cei de la Elementul Național de Sprijin au zis, nicio problemă, te ajută cu noi. Și am pus plăcuța aia cu Petrila, care era la vreo 5.000 și ceva de kilometri depărtare, o nimica toată. Și m-am simțit foarte mândru că pot să fac lucrul ăsta pentru orașul în care trăiesc și de care sunt atât de legat. Și m-am obișnuit de la prima misiune să duc câte ceva de acasă acolo. Am dus povestirile lui Sârbu,
am dus Planeta Petrila, când a apăruse Planeta Petrila. Și doar stickerul, da, pentru că filmul era disponibil atunci doar online, dar am vrut cumva să marchez și am purtat pe casca mea pe care o purtam în fiecare zi, am lipit acțibilul ăla cu casca cu coarne pe care o știi deja foarte bine și m-am bucurat foarte mult să pot face lucrurile astea pentru că încercam să creez așa niște punți, știi? Cred că fiecare dintre militarii de acolo avea propria lui punte cu cei de acasă. O să vezi unul dintre cei de acolo, un major foarte drag mie, desena în fiecare zi câte ceva pentru fetița lui, care era micuță, nu știa să scrie, și așa corespondau ei prin desene. El îi făcea un desen, ea îi trimitea un desen făcut de ea și s-au adunat mii de desene, îți dai seama, pe care Marius le-a păstrat pe toate. Pe urmă, da, mai sunt astfel de povești, dar ce vreau să zic este că am încercat și eu să creez o astfel de punte, dacă vrei. Și ultima dată am dus acolo discurile lui Zoltan Butuc, unul cu cântece pe versul de Nichita Stănescu în principal și celălalt cu povestirile lui Sârbu citite de el. Și m-am simțit foarte mândru că pot să fac lucrul ăsta și că uite, pot să aduc și eu ceva de acasă să las acolo. Prietenii mei de acolo s-au bucurat foarte mult. Au ascultat peripit, așa, non-stop, discurile astea și s-a bucurat și Zoli când i-am dus discurile acolo. El n-a știut ce să le scrie pe el. A zis, băi, nu știu, oamenii ăia merită mai mult decât aș putea eu să le scriu. Așa că a primit el autografe de la Tony și de la colega lui Oana Ieșan. Cred că e prima dată când un artist primește el autografe de la cei care se adresează. Da. Multe astfel de momente frumoase și multe pe care nu le-am spus acolo și nu le-am povestit pentru că, na. Acum nu știu dacă e o coincidență sau nu, nu știu dacă e o întâmplare fericită sau nu, dar iată, odată cu apariția acestui volum de carte, războiul din Afganistan s-a încheiat. Nu știm dacă bine, nu știm dacă rău. Nu știm nici măcar dacă s-a încheiat de tot. Și nici măcar lucrul acesta nu-l știm. Pentru Ilie Pintea, mai e tentant Afganistanul de astăzi? Sau mai e tentant un alt teatru de război de pe Mapamond? Uită-te pe spatele cărții, care e ultima frază de acolo. Hai să o citim și pentru telespectatori. Hai să citim de fapt ce scrie aici. Așa. Ce urma să se întâmple cu țara aceea de praf și piatră era greu de prevăzut și dincolo de analize geostrategice, mă gândeam la oamenii ăia, la malicul bătrân și bolnav care își doreau un spital, la copiii care se jucau în țărână, înconjurați de blindate și la femeile nevăzute, închise între zidurile de lut și în interiorul unor tradiții atât de greu de acceptat de către noi, necredincioși într-un islam. Și mă gândeam și la militarii pe care îi lăsam în urmă, la Tony, la Oana, la toți ceilalți, la atât de amabilul caporal Fletcher, oameni care rămâneau acolo să își ducă misiunea până la capăt. A mea tocmai se încheiase și am urcat în avion cu sentimentul care mă însoțea de fiecare dată când plecam în Afganistan. Că lăsasem lucruri nespuse, că mi-aș fi întors să reiau povestea, că încă mai aveam atâtea de aflat. Mi-a venit în minte un happening al Marinei Abramovici și am zis și eu cu ea privind luminile Kandaharului care rămâneau în urmă de la o clipă la alta. La revedere pentru totdeauna. Foarte frumos spus. Și cred că asta răspunde la întrebare. Și într-adevăr răspunde la această... Spuneam întotdeauna oricărui om mă întreba că aș pleca acum în Afganistan, dacă ar fi posibil. Asta în timp ce se întâmplau acolo lucrurile alea și aveam militari în Afganistan. Așa cum zice și bunul meu prieten Florin Gianu, cel care semnează prefața cărții, visez și visăm amândoi la o vreme în care am putea lua Afganistanul la pas cu rucsacul în spate, fără, cu aparatul foto, da. Fără teama de atentate, de mașini capcană și de... așa mai departe. Rămân în continuare apropiat armatei române și nu știu, dacă o să mai apară
și poate o să mai apară vreo zonă din asta în care noi o să fim prezenți, cu siguranță o să fac tot posibilul să fiu acolo cu aparatul de fotografiat și cu ochii larg deschiși. Până atunci rămâi reporter al județului Hunedoara pentru Radio aici, România promit. Actualități, rămâi colegul nostru în această frumoasă, în acest frumos proiect jurnalistic care este HD365 și rămâi nu doar realizator al emisiunii Personaj de Reportaj, ci tu însuți un personaj de reportaj. Înainte de finalul pe care sigur îl pregătești, vreau să-i mulțumesc lui Cornel pentru că în 2013 i-am stricat un obiectiv. Am lucrat foarte mult cu scule de împrumut de la el și atunci praful ăla care este grozav de fin și omniprezent, așa, a făcut ce a făcut și a intrat într-un obiectiv de-al lui. Nu cred că i-am cumpărat altul loc, am rămas cu o datorie de atunci, dar lasă să mai strângă, știi, ca să putem pe urmă categoric, să onorăm cum trebuie. Așa că mulțumesc, Cornel, pentru obiectivul stricat, pentru camerele împrumutate și pentru și așa multe mai altele. Departe. Și exact. Pentru multe Știm altele. Noi, da. Da. Și mulțumesc ție, Tibi, pentru discuția asta grozavă. N-aș vrea să închei emisiunea noastră înainte de a ne spune încă ceva, pentru că de regulă se spune că unui scriitor îi e mai greu să scrie prima carte. Nici nu te gândi chiar la chestia asta. Chiar și unui reporter îi e mai greu să scrie prima carte. Te gândești chiar și, nu știu, în vis, dacă acest demers al tău, să-i spunem jurnalistic, poate fi continuat și cu un alt volum de carte, pe o altă temă, cu alte subiecte, cu alte reportaje? Te mai vezi în această postură de jurnalist, scriitor? Mi-e greu să cred că o să mai am vreodată povești atât de interesante de spus. Mi-aș dori foarte mult să mai trăiesc experiențe comparabile cu asta, dar mă îndoiesc. Și acum, cred că am mai zis chestia asta cuiva. Am un copil și mi-ajunge. Doamne ajută, ține-l sănătos, e grozav din toate punctele de vedere. Am făcut o carte, eu zic că e suficient să fie asta primit așa cum trebuie și să nu uită lumea de cei pe care îi pomenesc acolo și mai ales de Mădălin Stoica. Așa cum ziceam, niciodată uitat, pentru că oameni ca Mădălin și ca toți cei care au luptat și au căzut acolo merită cu adevărat recunoștința noastră, chiar dacă s-au dus atât de departe de țară. Ca cu siguranță. E bine că războiul, așa cum a fost el, până la urmă s-a încheiat. E trist că astfel de oameni de valoare și-au găsit acolo, din nefericire, sfârșitul. Dar e extrem de bine că toate aceste povești, bune sau mai puțin bune, rămân pentru eternitate consemnate jurnalistic, reportericesc, în cuvinte, imagini și filmări, în acest volum. Abia un volum cât un război. Abia aștept să o citești și să-mi zici ce crezi. Foarte mulți colegi m-au întrebat, trebuie să recunosc acest lucru, după ce a apărut cartea, de ce n-am scris nimic? Puteam să scriu cunoscându-te și cunoscând o parte din aceste povești foarte multe cuvinte. Dar am vrut să fiu de data aceasta și eu profesionist și să nu scriu decât după ce voi citi această carte. Îți mulțumesc că a fost realmente o plăcere discuția noastră, ca întotdeauna, fie în fața camerelor de la vedere, fie în fața oamenilor, fie pur și simplu tete-a-tet la o cafea. Îți doresc mult succes în cariera jurnalistică. Mulțumesc. În continuare, în viața de familie și să dea Dumnezeu să te bucuri de tot ceea ce faci, pentru că până la urmă asta este țelul fiecăruia dintre noi. Să ne bucurăm de bucuria pe care putem să o aducem, dacă putem să o aducem și celorlalți. Mulțumesc mult, mi-a făcut mare plăcere. Mersi mult, Tibi. Asemenea și mie, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și eu pentru prezența la emisiune. Dacă lucrurile n-au fost suficient de clare în emisiunea noastră de astăzi, pentru că atât de multe lucruri au rămas nespuse, sfatul meu este să puneți mâna pe calculator, pe telefon, să căutați site-ul editurii Monitorul Oficial și să vă comandați rapid această carte, pentru că stocul nu este unul foarte mare și cartea se va epuiza rapid. Este un cadou extrem de frumos pe care îl puteți face sau vi-l puteți face. Așa veți înțelege și ce a însemnat cel mai recent război al acestei planete
și veți putea înțelege o parte din ceea ce este reporterul, prietenul și colegul meu, Ilie Pintea. Îi mulțumesc pentru participarea la această emisiune, mulțumesc colegilor care ne-au asigurat asistența tehnică și, desigur, vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați urmărit emisiunea noastră de astăzi. Până data viitoare, vă doresc sănătate, numai bine! We'll be right back.